Nu suntem de la tractări auto, să nu ne înțelegeți greșit, însă suntem în Piața Unirii ca să ridicăm o mașină la cer. Este vorba despre marele premiu al acestui sezon. Îl anunțăm încă din prima zi, astăzi, când ne-am întors aici în stradă cu Morning Zoo. Este un Mini Cooper Coupé oferit de Motor AG Pitești și Radio Zoo pentru un ascultător care va câștiga o cheie. Începem să dăm în câteva zile chei pentru fiecare ascultător, fiecare câștigător al oricărui concurs pe care îl facem la Radio Zoo. Pe 17 decembrie, o singură cheie va deschide acest Mini Cooper și va intra în proprietatea unui ascultător de Radio Zoo. O să-l dăm la 0 km. Nu o să umblăm deloc cu acest Mini. Este într-o cutie care va fi ridicată... Într-un acvariu? Într-un acvariu, practic. Când se pune apă în acvariu ăsta? Cum? Când se pune apă? Păi, nu este waterproof. Dacă îl dăm pe 17 decembrie, știi ce am putea face? Să-l băgăm în gheață, într-un cup de gheață. Vedem ce facem până atunci. Important e că în câteva minute a sosit domnul manipulant de macara, cred că a sosit. O să ridicăm miniul deasupra Pieței Unirii. Macarale! E atât de mișto aici în Foișor. Eu mi-aș face un punct de observație în fiecare dimineață în cabina macaralei să văd ce se întâmplă. Deci văd până la Budapesta dacă mă ridic. Și până la... Sunt în cabina macaralei. Dacă m-aș urca în acvariul în care este Mini acum, în cutia pe care o să o ridicăm, aș vedea cu siguranță până în Berceni, cred. Daniel, lasă-mă să vorbesc cu profesioniștii. Bună dimineața, cum vă numiți? Nelu Iordache. Domnul Nelu Iordache are nume de profesionist, de meseriaș. De câți ani lucrați pe macara? 2008. Din 2008. E complicat să facem treaba asta, să ridicăm cutia asta cu mașina deasupra orașului? E loc complicat. Domnul Macaragiu, să nu lăsați pe domnul Morar să ridice mașina, că o trântește de blocuri. Zic să-i dăm drumul. Pot să dau un claxon înainte ca să... Fii atent ce claxon are macaraua. Se descurcă. O prea frumoasă dedicație. Macarale! Îți dai seama ce impresie își fac ascultătorii care sunt în mașină și mamă, ce mișto. Uite, se ridică, îți ridică mașina frumos acum într-un acvariu. Deocamdată suntem undeva la 5 metri. Dacă treceți prin Piața Unirii și vedeți deja Miniul, deja se vede și de la colțea, puteți să dați claxoane dacă treceți prin zonă. O ridice mai sus să se vadă și la mine la Piața Muncii. Eu nu știu, Daniel. Claxoane, claxoane. Este prima zi în care ne-am întors din concediu. Eu cred că nu mai ascultă nimeni Radio Zoo în orașul ăsta. Ia auzi claxoanele. Iar dacă ascultă cineva, rugăm să ne dea claxoane. De fapt nu nouă, ci acestei mașinuțe. E o bijuterie. Să salutăm acest nou născut. În acest moment Miniul este cam la nivelul etajului 4 de la Unirea. Imediat se va ridica și mai sus. Domnul Nelu Iordache Macaragiu ridică cu asemenea precizie încât nu se mișcă un centimetru stânga-dreapta, deși este suspendată. Domnul de... Domnul Morar, pot să trec pe acolo să nu... Să nu mi-o dea în cap. Auzi, că precum Angel Salini, care la inaugurarea podului de la Cernavodă s-a pus sub pod, cu toată așa, familia. Ar trebui să ne punem și noi cu toată familia Radio Zoo sub cutia asta cu Mini. Dar cu ce am greșit, domnul Morar? La ce înălțime este acum, domnul... La cât? Este la 31 de metri. Yeah! Sus, 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 sus.